Bună ziua, doamnelor și domnilor. O să cobor o secundă. De data aceasta, pentru a invita în scenă pe colega și marele meu ajutor de astăzi, Ana, te rog frumos, vino puțin. Dacă puteți aprinde puțin lumina. Vreau în primul rând să-ți mulțumesc că ne-ai ajutat astăzi în incursiunea cu manualul digital. Spune-mi, te rog, tu ai acum câți ani? 8. 8 ani. Deci ești în clasa a doua. La anul crezi că vei opta pentru acest manual, să-l utilizezi la școală, tu și colegii tăi? Da. Da. Spune-mi, te rog, cum te-ai descurcat? A fost ușor să le explici și celor din sală cum se manevrează și cum s-au descurcat ei? Ți-au răspuns la întrebări sau au zis? Care a fost reacția publicului? Mi-au plăcut. Mi-au plăcut. Super, mulțumesc încă o dată în numele ei și vă rog să o aplaudați. Acestea fiind spuse, o să intru direct în subiect. Astăzi o să discutăm despre experiența noastră cu privire la lansarea și la realizarea primului manual digital, Lecția Verde, Creează-ți Mediu. O să încep cu 2-3 minute cu privire la investițiile pe care noi, Holcim România, le-am desfășurat, le-am realizat pe parcursul a 16 ani, de când operăm în România. Cifrele cred că spun foarte mult. Din totalul de 700 de milioane de euro pe care i-am folosit pentru dezvoltarea afacerii, pentru modernizări, pentru proiecte de CSR, pentru sănătate și securitate, care este foarte importantă pentru noi, 25 de milioane de euro au fost alocați în această perioadă, deci în cei 16 ani, pe proiecte de CSR, specific și pentru sănătate și securitate și în muncă. Ce înseamnă dezvoltare durabilă pentru noi? Ce înseamnă dezvoltare durabilă? Sunt convinsă că dacă acum vă adresez această întrebare, dezvoltare durabilă sau sustenabilitate, fiecare dintre dumneavoastră veți avea un răspuns, mai mult sau mai puțin, în aceeași direcție. Ce este important este că, practic, pe foarte simplu spus, dezvoltarea durabilă este o strategie dezvoltată pe termen lung și care include trei piloni fundamentali, și anume componenta socială, componenta economică și componenta de mediu. Ca și strategie de responsabilitate socială a Holcim România, putem spune că în centrul acestei strategii stă componenta educațională. Sprijinirea educației, dezvoltarea comunităților și dezvoltarea infrastructurilor locale. În cei 16 ani de implicare în comunitate, o să trec în revistă, o să vedeți în spate proiectele cele mai importante pe care le-am desfășurat. Din 2004, proiectul pe care o să-l prezint puțin mai departe, Creează-ți Mediu. Din 2004, Școala Post-Liceală de Tehnicieni în Industria Cimentului din Alești, care este un proiect dezvoltat, parteneriat public-privat, cu liceul, Colegiul Tehnic Ioan Rațiu. Să păstrăm apele curate. Elveția în Școalata, un program anul trecut desfășurat în programul Școala Altfel, și Împreună pentru Comunitate, Voluntariate. Acesta a fost un program desfășurat anul trecut, pe toată durata anului, și care la sfârșitul anului a sumarizat 2 ani și jumătate, da, dacă punem orele petrecute de către angajații noștri și împreună cu comunitatea în proiecte de voluntariat ca și desfășurate în zonele în care operăm. Pentru noi educația este, am spus și o repet, în centrul strategiei de dezvoltare socială corporatistă. Pe lângă acesta, considerăm că educația este pilonul principal. Fără educație nu va exista ziua de mâine. În strategia noastră au fost desfășurate numeroase discuții cu stakeholderii noștri, și aici îi aveți pe toți, da? Pornind de la angajați, lucrători, în construcție, am spus aici zidar, pentru că în momentul de față se desfășoară un alt proiect foarte drag nou, Școala Zidarilor.
stakeholderi, ca și autorități locale și centrale, comunități locale, părinți și profesori. Vedeți, este un panel foarte, foarte larg. Practic, aceștia au fost întotdeauna luați în jurul nostru, am avut un dialog comun și consistent, pe baza cărora am dezvoltat parteneriate cu aceștia în favoarea comunității și pentru comunitate, pentru ca aceștia să se poată dezvolta ei singuri. Deci nu am sprijinit politica de sponsorizare propriu-zisă, ci cu ajutorul forțelor lor și a nevoilor lor am dezvoltat programe exact croite pentru aceștia. De ce creează-ți mediul? Pentru că am dorit să inspirăm și să facilităm implicarea tinerei generații în activități de protecție a mediului. Mediul este peste tot, ne înconjoară. Ne trezim într-un mediu și ne culcăm poate în alt mediu. Este foarte important pentru noi să fim consistenți și să acționăm voluntar și responsabil în vederea prezervării sau a mediului. Ca și evoluția programului educațional. După cum spuneam, acest program a început încă din anul 2004. A fost un proiect susținut de noi și în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului la acea vreme. În momentul de față este Ministerul Educației Naționale. Între anii 2004 și 2006 a avut loc etapa pilot, da, în care materiale didactice pentru elevi au fost dezvoltate începând cu clasa, pentru clasa a 3-a până în clasa a 5-a. Iar din 2007 programul Creează-ți Mediul a fost introdus în oferta națională a obiectelor opționale de studiu pentru elevii claselor a 3-a, 4-a, 5-a, 6-a și a 7-a. Această ofertă, ați văzut, a fost practic aprobată de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului și a fost lansată prima ediție a concursului național Creează-ți Mediul. Din 2008 până în 2012, Creează-ți Mediul a fost ales, după cum spuneam, ca obiect opțional în foarte multe din școlile noastre. A fost o creștere constantă a numărului de utilizatori, motiv pentru care ne-am hotărât ca să-l continuăm într-un mod reinventat, ca să spun așa. Și anume să trecem de la partea clasică, deci de la manualele clasice pe hârtie, la în zona virtuală. Aici sunt câteva grafice, cred că foarte explicite, cu privire la motivația care ne-a încurajat să mergem mai departe. Avem 25.000 de elevi beneficiari până în 2012 al acestui program. 1.400 de profesori care au fost implicați în acest proiect, în sensul că au preluat acest obiect opțional și l-au predat în școli. Deci, a fost un proiect care a mers de la sine. A fost bine pornit, a fost foarte bine structurat și rezultatele s-au văzut în timp. Astfel, anul acesta, la sfârșitul lunii martie, am lansat primul manual digital, Lecția Verde Creează-ți Mediu, pentru uz școlar și extrașcolar. Și Ana, cred că v-a arătat în pauză cum funcționează acest manual. El este în format web și EPUB pentru iPad, iar acesta include ghidul metodologic pentru personalul didactic și manualul digital în format PDF. Cu această ocazie vreau să mulțumesc, în primul rând, colaboratorilor noștri, Ministerului Educației, și nu în ultimul rând echipei Read Forward, care s-a ocupat și care a gestionat proiectul din punct de vedere creație și tot ce ține de partea I. Ce conține acest manual? Pe scurt, doar câteva cuvinte. Este structurat pe 8 capitole. Fiecare capitol este structurat foarte, foarte simplu. Cum acționezi tu în cadrul acelui capitol? Ce se poate întâmpla dacă nu faci ceea ce trebuie, care sunt urmările, și quizurile, întrebările de la sfârșitul fiecărui capitol. Ce este foarte important și ce am observat de la copii, pentru că am stat foarte mult lângă ei și i-am întrebat, am cerut feedback-ul lor, nu numai numai la sfârșit când am lansat manualul, ci și înainte, feedback-ul lor a fost, wow, este super, mi-ar place să le avem pe toate așa. Și nu numai pentru că sunt foarte ușor de cărat, ci pentru că sunt foarte atractive, este foarte ușor să urmărești informația,
este ușor să răspunzi la întrebări, nu pentru că este ușoară întrebarea, ci pentru că este foarte interactiv. Deci iei practic răspunsul și îl tragi în zona corectă, pe care o consideri tu corectă, având posibilitatea să te și autocorectezi. Deci nu ți se atrage atenția, ai greșit, nu. Greșești, vezi, înveți și revii în formula corectă. Viziunea programului educațional Lecția Verde creează-ți mediul, sigur, este o etapă firească, după cum spuneam, a demersului susținut de Holcim în acest proces. Credem că acest manual este un prim pas în retehnologizarea și reinventarea învățământului în România. Nu spun că manualele clasice nu sunt bune, dar trebuie într-un fel să ne adaptăm nevoilor elevilor de astăzi și a profesorilor. Informația și tehnologia avansează foarte, foarte rapid. Copiii sunt foarte, se descurcă foarte ușor în această zonă și apreciază schimbările și în domeniul educațional. Dacă accesați, și probabil că dumneavoastră aveți, sunteți mulți în sală care aveți iPad, dacă accesați www.lecția-verde, veți vedea acest manual, după cum spuneam, și în format EPUB și pe website. El este super ușor și de descărcat în format PDF, în cazul în care, eu știu, persoanele respective nu au acces la internet și îl pot descărca ca și document electronic. Până acum, ca și rezumat, au fost 800 de download-uri de pe iPad în prima lună și jumătate, da? Și peste 7000 de vizitatori pe site-ul nostru www.lecțiaverde.ro. Peste 8500 de fan Facebook, copii și părinți. Și vă spun că nu sunt puțin părinți, poate chiar sunt la același număr cu copiii. Ce am învățat? Pe termen lung, este important, termenul lung în sustenabilitate înseamnă foarte mult. Dacă începem un proiect, mai ales în zona educațională, este bine să-l ducem până la capăt, să-l reinventăm, să-l adaptăm nevoilor și necesităților pieții și necesităților copiilor într-o structură, bineînțeles, avizată și într-o structură pertinentă pentru a putea avea un rezultat sustenabil. Prin continuitate reușim să obținem credibilitate și proiectele gândite pentru generațiile viitoare, sigur că da, conduc la rezultate fantastice, la schimbări de mentalități în ceea ce privește, în cazul nostru, protecția mediului. Este un prim pas, sunt convinsă că poate și dintre dumneavoastră vă gândiți să faceți ceva similar, nu neapărat un manual, dar tot în domeniul educațional. Impactul este fantastic, rezultatele sunt pe termen lung și mi-aduc aminte că, nu știu, am citit undeva, cred că spunea cineva, dacă vrei să investești pe termen scurt, poți să cultivi orez. Dacă vrei să investești pe termen de deceniu, un deceniu, cultivă pomi. Și dacă vrei să investești în decenii, atunci educă oamenii. Vă mulțumesc foarte mult și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumim, doamne Cristea, pentru prezentare. Dacă avem întrebări concrete legate de prezentarea domniei sale, acum vă rog. Am să mă urc ca să am soarele în ochi. Merge? Merge. Codruța Hedeșiu mă numesc. V-aș ruga să-mi spuneți dacă manualul acesta intră în, cum să spun, e o materie obligatorie sau extracurriculară, cum e primită de Ministerul Educației și dacă a generat, ca să spun așa, ideea actualului ministru al Educației de a introduce manualele acestea. Nu știu dacă a generat, este posibil să fie generat pentru că este o colaborare foarte lungă cu Ministerul, v-am spus încă din 2004 suntem în parteneriat cu Ministerul pe acest proiect Creează-ți Mediul, Lecția Verde Creează-ți Mediul, care vine astăzi, sau mă rog, la începutul lunii martie, lansarea acestui manual, este o prelungire, este o continuitate firească a acestui proiect. Referitor la prima întrebare, manualul sau materia este un obiect opțional care este se poate fi utilizat ca obiect de studiu
în școlile noastre, respectiv începând cu clasa 3-a și până în clasa 7. Deci este un obiect opțional de studiu avizat de către Ministerul Educației Naționale. Deci el se folosește în prezent așa cum a fost în formula clasică, iar de acum 2 luni de zile în formatul reinventat, ca să spun așa. Nu știu dacă am răspuns la întrebare. Mulțumim. Alte întrebări mai sunt? Ok, vom trece la următoarea prezentare. O invit pe doamna... Mai era o întrebare, mă scuzați, în spate, dacă se poate. Puțin mai... Pe parcursul primei faze, prime etape, informațiile primite de la copii, sigur că da, au fost preluate de către cadrele didactice care s-au ocupat de și care și-au adus aportul în constituirea programului respectiv. Țin să spun că conținutul a fost, bineînțeles, realizat de cadre didactice autorizate și avizate de către minister. Deci nu a fost făcut de către cineva care nu avea acele competențe, iar toate informațiile pe care le-am strâns în decursul celor 9 ani, hai să zic 8, pentru că noul proiect a început în 2012, au fost luate în considerare, iar conținutul a fost reactualizat.